Numai de domnul Florescu am auzit și am și citit. Știu că a făcut multe lucruri bune și pentru copii și pentru persoane care aveau nevoie. Au făcut și o cantină socială, ceva în genul acesta. Eu m-aș bucura, sinceră să fiu, dacă am avea la conducerea sectorului un edil care într-adevăr să pună suflet și să se vadă ceva. Știu pe Florescu, Ștefan Florescu. Să știți că, sincer, eu fiind pensionară, ajută pensionarii. Cu cantine sociale, cu de toate. Tot face tot felul de opere de astea, de caritate, la copii, la bătrâni, la... Zice că ăsta e băia bun, văd că dă și ajutoare la bătrâni, dă... Credeți că ar fi potrivit pentru primăria sectorului? Potrivit, eu pe ăsta-l votez.